duel oltenesc cu adevărat unic. Dumitru Mehedinți, foarte important, oaspeților lipsesc. Se cântă în tribună, într-adevăr, o seară frumoasă pentru suporterii Universității. În faza a patra, CSU Craiova învinsese cu 6-1 echipa. Ovidiu Stoianov a ajuns și el la 28 de ani, desfințată de către Comitetul Executiv al Federației Române, Zoran Lubinkovic. Stefan Aca acum. Este un nou început, mă simt ca un om care a avut un accident și învață din nou să meargă, spunea la GSP TV ceva mai devreme. Miti Telu, să vedem această fază cu Bojan Braț, portarul croat al celor de la CSU Craiova. Stefan Aca, de către Robert Săceanu, îi revine mingea ivorianului. Iar acum Cornel Frăținean, oboseală, este abia etapa a doua a ligii în secunde. Respinge Stefan Aca la sârbul Milan Mitic și din nou ivorianul pentru Ciucă. Îl vedem acolo și pe Robert Cale, fotbalist foarte tânăr care are ce învăța asistentului Cristinica. Stefan Aca își caută un coechipier, pasează, vește pe Alexandru Tudor și iată, poate fi un contraatac pentru oaspeți. Foarte bine însă Ivorian Stoianov, însă mingea a fost respinsă și este ocazie pentru CSU. Foarte bine acoperă aceeași. Dimitri a trimis cu capul în bară o minge deviată de capitanul Mădălin Ciucă. Și l-am avut în cerul, cred că s-a fluierat ușor la această fază. Nu a părut să se întâmple mare lucru acum. Cel mai mult Aca a trimis o pasă neglijentă, iar acum mi s-a părut că a faultat. Este continue jocul de către arbitrul Alexandru Tudor și revine mingea la Ivor. Terenului Mărzeanu cu o pasă pentru Aca. Îl caută Aca pe Stoianov din prima pentru Mitic. Se descurcă bine la mijlocul Universității, la marginea careului lui Bojan Braț. Respinge Stefan în această repriză secundă. Ionut Stancu pasează acum către jucătorul intrat la pauză. Această repriză secundă. Stefan Aca. Craiova. O centrare la marginea careului a lui Bird. N-a primit de această dată. A preferat Gabriel cum respinge Stefan Aca față în față cu Gabriel Cruceru. Reușește Gado să treacă, pătrunde până la marginea careului. Am zis Gado. Și vedem pe această. S-a făcut-o de mai multe ori în meciurile de pregătire. Stefan Aca liberă pentru gazde. Revedem momentul în care Cristian Ganga. În partidă, Costin Dejliu vă așteaptă la meciul zilei, acolo unde veți putea vedea primele. Bojan Braț. Stefan Aca este în posesia oaspeților. Foarte bine s-a apărat. Dulescu la derbiul 16.000-lor Cupei României. Mare reușită de Ripensia. În urmă cu câteva minute, Brașovul de asemenea a reușit să o elimine pe finalista Cupei CFR Cluj. Specialista Cupei în ultimele sezoane CFR Cluj, iată, părăsește competiția foarte târziu și 7 de ani, va face 38 de ani în decembrie și din acest punct de vedere, acolo unde s-a scurcat mai bine al Senat, iese Aca, adus din Italia. Abel Camara din nou nu s-a surcat foarte bine după pasa lui Albin pe poziție.
Petrolul s-a retras și probabil că va încerca să dea a doua lovitură pe contraatac, dar are jucător Beța, însă n-a jucat la Barcelona B. A scăpat de coșmarul Sportul. Probabil că va începe din nou cu acuze și teoria ale conspirațiilor, însă trebuie să recunoaștem că Bird n-a fost... Craiova este cu Hotoboc, Mitic, Aca, Ciucă, Vasile Gheorghe, Săceanu, Nelu Nicolae, Bălașa, Cruceru, Stoianov și Bird. Petrolul joacă 1-1 cu Cruceru. Catalanul continuă această fază, este blocat excelent de Cruceru și a pierdut ritmul de alergare Walter Fernandez. Ivorianul Aca schimbă partea până la Mitic, italianul Ripoli, adus de la Lechia Gdansk din Polonia. Ca să nu uităm, Lechia Gdansk în acest teren la Severin. Același Vasile Gheorghe execută lovitura de colț, o minge pe lung, Aca nu s-a putut desprinde, reușește însă să prindă mingea și să continue atacul. Vedea în teren și pe camerunezul Priso, venit în această vară de la CSKA Sofia, echipă putori în primul 11 al în 11-le Craiovei, Cruceru și Goge. Sonia Alsenat, centrarea lui Alsenat este foarte bună. Repede n-a reușit să preluarea Ripoli. Pasă cantare dată de Mitic. Sârbul trimite la Aca. Reușește să înghesuie Petrolul în aceste momente, în propria jumătate, și mai mult decât atât, Petrolul este echipa care celor de la Avântul Bursana vor fi 100, poate 200 pe stadionul din Berceni. E un meci istoric cu siguranță pentru micuța comună maramureșeană. După ce a eliminat pe Gloria Bistrița cei de la Avântul Bursana, până că își doresc să ajungă la penaltiuri cu Steaua. Aca, luat pe sus de Pablo de Luca, s-o minge că... Mila! Hotoboc. Beța. Frumos a pasat Bugema. Într-adevăr, o fază. Așteaptă un gol al Craiovei în această partidă. Un gol care ar putea duce meciul în prelungiri. Degajarea lui Aca, aleargă după această minge Ripoli. Foarte mult Bird. A alergat și acum cesele echipei sau apărând în interviuri, însă este cu siguranță unul cei mai importanti jucători al lui Contra. N-a avut o... Rămâne de văzut acest lucru. Deocamdată Petrolul conduce cu 1-0 și este nu prea se poartă cu unchii, mai mult cu mătușele. Mitic pentru Aca. Ivorianul aruncă mingea la unul și o pierde. Recuperează tot el. A încercat să obțină un fault Frăsineanu. Thank you.
Thank you.